El s-a întors înapoi ca să-și salveze ceilalți camarazi. Bravo! Tânărul ofițer a participat în 2006 la o misiune în Afganistan. Mai avea doar câteva zile până urma să plece acasă, când camarazii săi au fost surprinși de o explozie în timp ce patrulau cu tabul. Capitanul nu s-a gândit niciun moment să-i părăsească. A mers să-i ajute, însă a călcat pe o mină. Pe timpul unei patrule de noapte am fost atacați cu dispozitive explozive. Personal am călcat pe o mină antipersonal în momentul în care acordam primul ajutor sau încercam să acord primul ajutor colegilor dintr-un vehicul care explodase din cauza unei dispozitiv exploziv improvizat foarte mare. Fiind într-o patrulă de noapte, ca orice capcană ascunsă foarte bine, am avut și eu ghinionul să calc pe ea, dar mergem mai departe. Dacă mă întrebați efectiv despre durerea din momentul exploziei, pot spune că nu este atât de mare, adică este suportabilă. Cum observați, nu este un impediment să mergem mai departe eu și toți cei care sunt în situația mea sau ar fi pe viitor. Nu și-a pierdut cunoștința și a rămas cu amintirea clipelor de coșmar. L-au marcat haosul și faptul că unul dintre camarazii săi a decedat. La 26 de ani, tânărul capitan a rămas fără piciorul drept, care i-a fost amputat. Acum are o proteză performantă și reușește în continuare să-și facă meseria cu plăcere. În poligonul Midia a coborât în rapel din elicopter și a luptat cot la cot cu ceilalți colegi. Militarul este printre puținii din armata română care a terminat cursurile US Ranger School, un curs extrem de greu făcut în Statele Unite ale Americii, pe care nu toată lumea reușește să-l promoveze.